Bucuroși pentru cele 3 puncte. A fost un meci dificil. Am avut în față un adversar foarte bun, care ne-a creat destule probleme. Mă bucur pentru băieții noștri că au făcut efort până la capăt, au luptat până în ultimul minut. Din păcate, încă suferim în anumite momente ale jocului, suferim în a lua niște decizii mai bune. Sperăm ca jocul nostru să se îmbunătățească, să căpătăm mai multă calitate, să dăm mai multă consistență jocului și să putem să obținem rezultatele care ni le dorim, poate mai ușor decât am făcut-o astăzi. Может быть, Зембру чуть больше владел мячом, чем мы, но я считаю, что, в принципе, острых моментов было равное количество у обеих команд. Мы пропустили после стандартного положения, хотя до этого можно было выбить мяч Ваутами на угловой. Зембру повел счет, и потом, в принципе, может, у нас было два полумомента, которые мы не использовали. И я думаю, что в этой игре кто забил бы первый, тот и выиграл. Тяжело было и нам отыграться, и я думаю, что и Зимбу также было тяжело. В принципе, равная игра, где шансы полны. Использовал соперник, чем я тебя поздравляю. Думаю, Колчак, решал тенденции позитивы в ультимом ремече пункте Виктории, до Виктории Ларин. Мотивация, честно, папа, экипа, кум сим сим вести, сам бы на тази ситуация? Ca atmosferă, cu siguranță, suntem mai bine. Avem, să zic așa, o creștere la nivelul grupului, dar mai departe, la nivelul jocului, vedeți, suntem doi antrenori supărați după meciul ăsta. Cumva fiecare are supărările lui. Supărarea mea vine din faptul că știu cu siguranță că ei pot face lucruri mai bune decât au făcut până acum. Am văzut în fiecare meci, mi-au arătat că au calitate. Trebuie să punem calitatea asta împreună și să facem un joc mai bun decât așa până acum. Așa, o întrebare tot din meci. Narcis Bambara astăzi a intrat la schimb și așa de tribune s-a părut, simplu o părere, că nivelul lui de joc a fost mai înalt de nivelul meciului. Și a făcut și el, după discuse, lucrurile lui și a adus rezultat până la urmă. El a făcut cornerul și măcar că este fundaș. Și a jucat înainte. Cum ați zis așa și cum va apare debutul lui? Cu siguranță că în momentul de față Zimbul are jucători de calitate. Ce ne lipsește în momentul de față, n-am avut timpul necesar ca să omogenizăm o echipă. Până acum, din păcate, n-am reușit să facem un antrenament cu toată echipa completă. Narcis nu face decât să confirme ceea ce am spus mai devreme, faptul că avem jucători de valoare și ați văzut la fiecare meci jucătorii care au intrat au făcut o schimbare în joc. Cum am hotărât introducerea lui acolo, pe Narcis îl cunoșteam, l-am antrenat în România la Universitatea Cluj și știam potențialul lui și am încercat să echilibrez cumva zona aceea. Știindu-i calitățile ofensive, știam că poate genera anumite probleme echipei adverse și atunci să producem un dezechilibru, l-am introdus pe el acolo. Să recuperăm mai repede și mai sus mingea, iar el, pe acțiunile lui de viteză, să poată deveni periculos în zonele alea, să putem să aducem mingea în fața porții. O întrebare cu venire dumneavoastră, mai mulți jucători care au fost în lot în primele 11, care erau stabili în primele 11 și meci de meci, acum stau pe bancă de rezervă. Asta e o rotație sau sunteți mulțumiți? Nu, sunt două lucruri. Încerc să-i impun anumite exigențe și jucătorii trebuie să se confirme acestor exigențe. Și cine nu face față, la un moment dat, va trebui să stea pe bancă. Asta e unul. Și al doilea rând, încă mai există o perioadă de căutare, de încercări, să vedem ce anume ne dă mai multă calitate și atunci încercăm diferite variante până când găsim soluția cea mai bună.